Am reușit la aeroportul Henri Coandă un lucru care nu s-a rezolvat în 4 ani. Pista 2 a acestui aeroport, închisă pe o treime, care putea fi deschisă mai repede, s-au făcut lucrări la acea pistă într-o lună de zile. Astăzi, pe aeroportul Henri Coandă, se zboară la capacitate pe ambele piste, ceea ce înseamnă o creștere a capacității de operare a aeroportului cu 50%. La sfârșitul iernii, toată lumea ridica problema că s-ar țăndări din pistele de la aeroportul Henri Coandă și din căile de rulare. Astăzi toate aceste deficiențe au fost remediate, deși problema trenează de ani buni și am putut să o rezolvăm într-o primăvară totuși.